dau citire proiectului ordine de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre prin care se ia acte de demisie a domnului consilier Vasiloiu Bogdan Costin și se declară vacantă funcția de consilier. Inițiator, Dinatiu Nicolae. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Rădulescu Florin în Comisia de Consilier Local al Municipiului Onești. Inițiator, Dinatiu Nicolae. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2016 și îndreptarea unei erori materiale. Inițiator, primar, Dinatiu Nicolae. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii și a înțelegerii de colaborare între Municipiul Onești, Județul Bacău, România și Orașul Levineț, Raionul Levineț, Republica Moldova, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unități de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, inițiator, Dinatiu Nicolae. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 19 martie 2015 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, inițiator primar Dinatiu Nicolae. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local, rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare, inițiatori, doamna Pașca Poveloaie Elena, domnul Zarzu Ciprian, domnul Ene Gheorghe, domnul Lazar Constantin, domnul Florian Constantin, domnul Dumitru Mihai, doamna Geaboc Bodic Mihaela și domnul Cristian Alexandru, consilier local. Proiect numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de zonă, construire capelă mortuară de către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarhic Dr. Luca Onești pentru funcționarea stației de hemodializă, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 11. Proiect de hotărâre privind finanțarea unor suprafețe de teren concesionate ce aparțin domeniului privat al Municipiului Onești, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 12. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile ale unităților de învățământ în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu de către Asociația Binecuvântați Copiii, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiect numărul 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului pod peste râul Trotuș la Ministerul Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparații, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de reședință pe luna decembrie 2016, inițiator, primar Dinatiu Nicolae. Analiza adresei numărul 530-124 din 2016 a Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Legislație și Reglementare în domeniul activelor statului, referitor la aplicarea ordonanței Guvernului numărul 109 din 2011, aprobată prin legea numărul 111 din 2016 la 10 apă municipale sau Onești, iar punctul numărul 17 diverse. Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații, aș pune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședințelor anterioare, din 25 octombrie 2016, ședință ordinară, și din 10 noiembrie 2016, ședință extraordinară. Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Intrăm în ordinea de zi. La primul punct avem proiect de hotărâre prin care se ia acte demisia domnului consilier Vasiloiu Bogdan Cosmin și se declară vacantă funcția de consilier. Inițiator, primar Neamțu Nicolae. Articolul 9, alineatul 2, excluderea A, alineatul 3 și articolul 12, alineatul 1 din legea 393/2014, statutul aleșilor locali, modificată și completată, precizează faptul că norma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de consilier local încetează de drept, iar locul acestuia în consilier local se va declara vacant. Articolul 12, alineatul 2 din legea mai sus menționată, atribuie sarcina secretarului și primarului, întocmirea și semnarea referatului constatator, din care se ia de demisia consilierului local. Referatul campionul cu actele justificative constituie baza în ceea ce privește inițierea proiectului de hotărâre. În adresa numărul 76/046 din 7/11/2016, domnul Vasiloiu Bogdan Cosmin ne comunică faptul că demisionează din funcția de consilier local. În aceste condiții sunt încetând de drept mandatul acestuia, urmând a fi declarat vacant locul potrivit dispozițiilor articolului 10 și 12 din legea 393/2014. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de la Consiliul Local de Hotărâre la propunerea primarului. Drept pentru care s-a încheiat, prezentă de referat constatatorului. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Jurescu Florin în funcția de consilier local al municipiului Ionești. Inițiator, primar Dumnezeu Nicolae. Aici nu avem documente, urmează o pauză de 5 minute. Comisia de validare se va întâlni pentru a vedea și a valida eventualul proces, pentru a face procesul verbal. Pauză 15 minute. Iată astăzi 17/2016, în cazul Comisiei de validare. Membrii Comisiei de Validare, întâlnit astăzi, am luat în discuție adresa secretarului municipiului cu numărul 77/7/11/2016, prin care se solicită validarea mandatului de consilier local al municipiului Ionești a domnului Rădulescu Florin. Comisia nu comitată cu revederile articolului 31/3 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, constată. Domnul consilier local Vasiloiu Bogdan Cosmin, în ședința Consiliului Local Municipal Ionești, în data de 17/2016, și-a depus demisia de funcția de consilier, Consiliul Local luând act de această demisie. În conformitate cu articolul 33 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Partidul Social Democrat confirmă înscris prin adresa numărul 76/733/9/11/2016 calitatea de membru PSD a domnului Rădulescu Florin și că este următorul înscris pe lista partidului pentru funcția de consilier local. Domnul Rădulescu Florin a depus la biroul electoral al circunscripției declarația pe propria răspundere conform OUG 24/2008, declarația de acceptare a candidaturii la funcția de consilier local, declarația de interese, declarația de avere. Comisia de validare, după examinarea documentelor prezentate, constată că au fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al municipiului Ionești a domnului Rădulescu Florin. Mulțumesc, domnul președinte. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Atunci vă rog să începeți ceremonia de depunere a jurământului domnului Grescu. J-
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și mult succes, domnul primar. Bună ziua, felicitări în primul rând. Iată că într-o perioadă relativ scurtă, în aproximativ 6 luni de zile, este a doua modificare, dacă pot spune așa, în structura Consiliului Local. Nu pot să spun faptul că mă bucur că au venit doi tineri în Consiliul Local, asta înseamnă și sânge nou și putere de muncă. Și înțelepciunea avem de la cine să o luăm și să ne inspirăm. Felicitări! Ceea ce vă recomand este să acordați maximă atenție și responsabilitate noii funcții pe care ați dobândit-o și să faceți tot ceea ce puteți pentru a crește plus valoare Consiliului Local Unești. Felicitări încă o dată! Următorul proiect, proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2016 și îndreptarea unei erori materiale, inițiator primar Ignațiu Nicolae. Pentru expunerea de motive, domnul secretar. Doamne și domnule consilier, veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate în condițiile legii pe perioada de un an, perioada care corespunde efectului bugetar. Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul anului bugetar aparține specific corespunzător de execuția bugetului local. Direcția de asistență socială a Onești ne aduce la cunoștință cu adresa 6064/2016 că pentru Centrul Social Slobezia a cheltuielilor de întreținere a persoanelor asistate a fost depășită pe suma de 7.000 de lei, fiind necesară rectificarea bugetului local pentru susținerea acestor cheltuieli. De asemenea, pentru asigurarea continuității în desfășurarea activității la 10 domeniul public și privat în niște stași și pentru achitarea situațiilor de lucrări emise, este necesară alocarea sumei de 650.000 lei. În analiza efectuată de organe de specialitate din cadrul serviciului buget contabilitate, s-a constatat că suma respectivă poate fi alocată prin diminuarea cheltuielilor de personal la capitolul 51 administrație, 54 evidența populației, 67 cultură religie, respectiv capitolul 70 domeniul public. Pentru desfășurarea evenimentelor prevăzute de Ziua Națională a României și organizarea concertului de colinde și obiceiuri tradiționale românești, este necesară alocarea sumei de 9.500 de lei, suma regăsită în anexa numărul 11 a hotărârii Consiliului Local 35/2016. Facem precizarea că rectificarea bugetară reprezintă operațiunea prin care se modifică concursul exercițiu bugetar, bugetele cu obligativitatea menținerii exercițiului bugetar. Bugetul rectificat este prezentat în anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre. Bugetul de la autofinanțată este prevăzut în anexa numărul 3 la prezentul proiect de hotărâre. Toate de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul de specialitate pentru raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilier, cu adresa 664 din 2016, Direcția Generală de Asistență Socială în Onești, ne aduce la cunoștință că bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.10.2016, la capitolul 8 finanțare, pentru Centrul Social Slobozia, contribuția de întreținere a persoanelor asistate a fost depășită cu suma de 7.000 lei, impunându-se astfel o rectificare la venit. Pentru susținerea până la finele anului 2016, a 10 DPP Onești, se impune rectificarea bugetului cu suma de 650.000 lei pe luna noiembrie 2016, în vederea achitării situațiilor de lucrări. Cu această sumă se va reduce cheltuielile de personal la următoarele capitole. Capitolul 5100 Administrație Publică Locală cu 400.000 lei. Capitolul 5402 Evidența Populației cu 100.000 lei. Capitolul 67 Cultură și Religie cu suma de 80.000 lei. Capitolul 7002 Domeniul Public și Privat cu 70.000 lei. Se suplimentează cu suma de 650.000 lei, capitolul 7002, domeniul public, cheltuieli materiale pentru 10 domenii public și privat, sau Onești. Pentru desfășurarea
într-un cadru festivalului național al României și pentru achiziționarea de servicii scenotehnice cu participarea artistului din Republica Moldova, Ioan Paladi, este necesară aprobarea de fonduri de sumă de 11.000 lei conform anexei numărul 11 la hotărârea Consiliului Local 35 din 2016. De asemenea, cu adresele numărul 76.368 în nota 11 a 2016, respectiv 76.854 din 10 a 11 a 2016, se solicită de către Biblioteca Municipală Radu Osetiu suma de 8.000 de lei, necesară pentru desfășurarea concertului de colinde și obiceiurile tradiționale românești, sumă regăsită în anexa 11 la hotărârea Consiliului Local 35 din 2016. Putem cu bugetul rectificat este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Bugetul la autofinanțată este prezentat în anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, vom să analizăm și să decidem în consecință. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru Comisia Comisiei este favorabil cu majoritate. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Domnul Zarzu, vă rog. Am doamnă să mi se prezinte la ședința următoare evoluția bugetului de RP-uri în ultimii 4 ani. Ca să vedem evoluția cheltuielilor în ultimii 4 ani. Acum chiar nu vreau să fiu răutăcios, parcă vreți să fiu răutăcios. DPP are obligația să pună la dispoziție documente în acest sens, oricărui reprezentant în Consiliul de Administrație. Vă rog frumos, este foarte simplu să le pună la dispoziție și cereți prin dânsa. Nu cred că va, dacă va fi o problemă de genul că nu îi pune dânsa la dispoziție, atunci putem să avem altă problemă. Mulțumesc. Nu pot să nu remarc o similitudine între două momente similare ale acestui an și mă refer la campania electorală dinainte de locale și perioada în care ne aflăm acum în campanie electorală pentru parlamentare. Atunci, prin votul Consiliului Local s-au amânat sau s-au reorganizat niște activități culturale tocmai sub pretextul faptului că era campanie electorală. Atunci mi-am expus punctul de vedere referitor la această chestiune și am considerat că nu este normal să deranjăm un calendar cultural sau educațional datorită campaniei electorale și același punct de vedere îl am și astăzi. Chiar dacă ne aflăm în campanie electorală, consider că de 1 decembrie oneștenii merită un spectacol corelat cu Ziua Națională a României, mai ales că anul trecut am fost nevoit să blochez această activitate care a intrat în tradiția Oneștiului datorită evenimentelor culturale, evenimentelor de la colectiv. Mulțumesc! Trebuie să, chiar dacă nu a fost direct către mine această, să spun eu, paranteză pe care o faceți pe marginea acestui proiect, nu se compară niciun fel. Momentele se pot compara, e adevărat, dar evenimentele culturale nu se pot compara niciun fel cele din precampanie electorală alegeri 5 iunie și cu cele din 11 decembrie. Ziua Națională a României cred că merită să o sărbătorim așa cum se cuvine. Nu am făcut un proiect care să presupună prezența și decernarea unor premii către copii și profesori care s-ar fi putut interpreta într-un fel. Acum nu știu ce s-ar putea interpreta. Dacă nici de 1 decembrie nu avem voie să sărbătorim momentul, e complicat de tot. Tocmai că am spus că sunt de acord să susținem și de data aceasta evenimentul cultural așa cum trebuie. Alte discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
3. Prea. Scuzați, Mă zis pe ușa, așa și... Trecem la următorul proiect, proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea împărțirii și a înțelegerii de colaborare între municipiul Onești, județul Bacău, România, și orașul Edineț, raionul Edineț, Republica Moldova. Inițiator, Dumitru Nicolae. Domnul secretar, expunerea, vă rog. Doamne, domnul consilier. Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate programele de interes local potrivit legii 215/2001 a administrației publice locale, inclusiv în ceea ce privește împărțirea comunei orașului sau municipiului cu unităților administrative teritoriale din alte țări. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 123 din 27 ianuarie 2017 s-a aprobat inițierea demersurilor legale și protocolelor în vederea împărțirii dintre municipiul Onești, județul Bacău, România și orașul Edineț, raionul Edineț, Republica Moldova, având în vedere caracterul special al relațiilor și existența unor proiecții comune și legături istorice între România și Basarabia. În cadrul acestei proceduri, proiectul înțelegerii de cooperare pe care municipiul Onești intenționa să încheie cu orașul Edineț a fost transmis pe avizare Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În adresa numărul 97042/2016, înregistrată la Primăria Onești cu numărul 72778/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice avizează conform proiectul acestei înțelegeri, rugând ca textul acestui document să fie completat cu propunerile transmise. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe transmite avizul conform numărul H 21/4/4331/2016, favorabil documentului cu precizarea ca documentul de colaborare să fie modificat potrivit observațiilor menționate. Toate de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate pentru raportul de specialitate. Consiliul local hotărăște în condițiile legii împărțirea comunii, orașului sau municipiului cu unități administrative teritoriale din alte țări. În acord cu dispozițiile articolului 15 alinea 5 din această lege, autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de împărțire sau cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrative teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie. Conform articolului 16 din legea 215/2001, aceste proiecte de înțelegeri de cooperare trebuie supuse avizării atât Ministerului Afacerilor Externe, cât și Ministerului Administrației Publice, înainte de a fi supuse spre aprobare Consiliului Local. Având în vedere avizele conforme transmise de cele două entități centrale, apreciem că sunt împlinite condițiile de oportunitate și conformitate, motiv pentru care vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei de Specialitate pentru raportul de specialitate. Aviz favorabil. Comisia de Știință, Învățământ. Aviz favorabil. Atunci, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abține? Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Inițiator, primar Petru Nicolae. Doamnelor și domnilor consilieri, statul recunoaște și stimulează acțiunile de sprijinire financiară și de promovare a unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România potrivit reglementărilor legale. Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legi în toate problemele de interes local, potrivit legii 215/2001 a administrației publice locale, prin sprijinirea, prin care și sprijinirea în condițiile legii a unităților de cult.
prin vederea Consiliului Local numărul 35 pe 2016, anexa 11, și prin vederea Consiliului Local 124 pe 2016, anexa 2, s-a aprobat o finanțare de la bugetul local a unității Fort de Puc și a participărilor religioase recunoscute din România, în sumă totală de 120.000 lei. Ordonanța Guvernului numărul 82 pe 2019, modificările ulterioare, la articolul 3, alineatul 3, precizează: de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor toate necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de tot, fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori prepararea locașilor de tot și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând culturilor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeilor culturale religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale arhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic, proprietatea culturilor recunoscute, pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor, având destinația de așezăminte, de asistență socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență socială și medicală susținute de acestea. În acest context, în prezentul proiect de act administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local alocarea sumei de 120.000 de lei pentru cofinanțarea din bugetul local ale unor unități de cult, aparținând culturilor religioase recunoscute în România. Toate cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de reformă prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate pentru raport. Doamnelor și domnilor consilieri, din anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local numărul 35 din 15.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești de anul 2016, a bugetului multianual, a bugetului la activitățile autofinanțate și listelor de investiții de anul 2016 și a listelor de investiții multianuale cu modificările ulterioare aprobate de autoritatea deliberativă, s-a aprobat cofinanțarea de la bugetul local al unităților de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România în sumă de 120.000 lei. Sumele alocate pentru cofinanțări din bugetul local al acestor unități de culte vor fi repartizate după cum urmează: Catedrala Bucurirea Sfântului Duh Orești, 50.000 lei. Parohia Adormirea Maicii Domnului Borzești, 5.000 lei. Parohia Mal Onești, 20.000 lei. Parohia Sfântul Nicolae Onești, 10.000 lei. Parohia Crucea de Piatră Onești, 10.000 lei. Parohia Maria Magdalena Onești, 20.000 lei. Parohia Sfântul Constantin și Elena, 5.000 lei. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți proiectul de hotărâre în formulare. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate? Comisia este favorabilă. Discuții pe tema proiectului. Domnul primar, vă rog. Poate ar exista cineva în sală, dar numai domnul Martin, care avea și un interes, să spun eu, firesc, în sensul de ce dăm bani doar către cultul ortodox și nu dăm și către catolici. Aceștia sunt banii cei miliard 200 sau 120 de mii, sunt bani care trebuiau să fie dați pe acel, să spun, concurs cu ghilimele de rigoare de proiecte, dar procedura nu s-a mai dus la bun sfârșit și nu vreau să spun eu aici de ce. Unii au mai plecat cu documente pe acasă, unii nu și-au mai asumat să mai semneze și așa mai departe. În consecință, banii trebuie să dați. În primul rând, am dat la cei care au participat la concursul de proiecte și vin cu o completare, și anume în luna decembrie, când cu siguranță vor rămâne niște bani de la câteva capitole de cheltuieli. Le-am și, să spun, discutat cu doamna Ghiba. Vom face o rectificare prin care vom direcționa sume de bani și către bisericile de rit catolic și nu numai de rit. Vă mulțumesc mult! Se mai scrie cineva la cuvânt? O precizare, venit o observație, acum discutăm și cu inițiatorul, nu ar fi nicio problemă. Ca să nu fie alte discuții pe viitor, să inversăm articolul 1 să devină articolul 2 și articolul 2 să devină articolul 1. Dacă nu sunt observații, supun la vot acest proiect. Cine este pentru?
Împotrivă? Obțineri? Următorul proiect, proiect numărul 6, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 19 martie 2015 privind abrogarea organigramei și a statutului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, inițiator primar Ignațiu Nicolae. Doamne, domnilor consilieri, vă spunem atenție de hotărârii dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții ca urmare a promovării într-o clasă superioară datorită neîmplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru un funcționar public din cadrul compartimentului persoane vârstnice aflate în nevoie, îngrijit la domiciliu, Direcția Generală Asistență Socială ONU. Astfel, funcționarul public de votat va fi un funcționar public de execuție în grad profesional asistent. Față de cele menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, conformitate cu prevederile legii numărul 88 din 1999 privind statutul funcționarilor publici revocată, cu modificări și completările ulterioare, permiteți-mi să spun atenție și deliberările dumneavoastră, prezentul proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție în cadrul compartimentului persoane vârstnice aflate în nevoie, îngrijire la domiciliu, serviciu asistența socială, urmarea revinificării perioadei de stagiu și pe baza rezultatului evaluării realizate. În perioada de stagiu s-au avut în vedere verificarea atribuțiilor profesionale, îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice respectiv, gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate, capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor, gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor, capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia. Având în vedere cele de mai sus intervenim prevederilor articolului 97 aliniatul 2 de legea 252/2001 administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiem proiectul de hotărâre mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Mulțumesc. Care are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate? Avizul Comisiei este favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Atunci supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cum vă dați, doamna Cașcu, pentru împotrivă? Pentru. Și eu pentru. Împotriva abțineri nu sunt. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice. Inițiator primar Ignațiu Nicolae. Vă rugăm să credeți. Doamne, domnul consilier, având în vedere prevederile articolului 185 din legea numărul 207/2015 privind formele procedurii fiscale, cu modificări și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare de state se pot acorda în condițiile prezentului regulament următoarele înlesniri. Eșarea mari sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și obligațiilor bugetare prevăzute la articolul 84/5, adică amenzi de orice fel administrate de organul fiscal, creații bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperarea organelor fiscale potrivit legii, inclusiv creanțe bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorii sau alte înscrisuri care potrivit legii Consiliului Tipului Executorului. Eșalonarea sau amânarea la plată se acordă pentru obligațiile restante la bugetul local aferente persoanelor beneficiare de servicii și prestații sociale din evidența Direcției de Asistență Socială, precum și acelor din evidența compartimentului fond locativ care au contracte de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință, cu sume ce depășesc 500 de lei înregistrate în evidența organului fiscal. Atât de cele prezentate și bine conservate condițiile deosebite în care se regăsesc persoane cu nevoi speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, precum și cu ea și cu probleme sociale aflate în evidența compartimentului fond locativ,
Propunem aprobarea eșalonării la plată a obligațiilor de plată datorate bugetului local de către persoane fizice, eșalonarea acordată conform procedurii stabilite în anexa la proiectul de hotărâre. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit dispozițiilor prevăzute la articolul 36 alinia 2 literatura și articolul 36 alinia 9 geneza 215 de 2001 administrației publice locale, Consiliul Local de Cercetă atribuții și în dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunului, orașului sau municipiului și îndeplinesc o serie de atribuții stabilite prin lege. Prin legea numărul 207 de 2015 de aprobare a codului de procedură fiscală, legiuitorul a stabilit posibilitatea ca organele fiscale locale să instituie elemente la plată pentru obligațiile fiscale și bugetare restante datorate bugetelor locale. Astfel, potrivit mecanismelor articolului 125, cod procedură fiscală, la cererea temeinic justificată a contribuabilului debitor, organul fiscal poate acorda pentru obligații fiscale restante următoarele elemente la plată, eșalonări și sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, a creanțelor bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperarea organelor fiscale, a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie duciul executorii, precum și scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. Conform aliniatului 6 al articolului 85, procedura de acordare a nesnirilor la plată, prin hotărârea autorităților deliberative. Prezentul regulament supus aprobării cuprinde în detaliu procedura și condițiile eșalonării la plată, în acord și cu dispozițiile ordinului ANAF numărul 90 din 2016, pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre supus analizei este în acord cu dispozițiile pe care le invocate, vă rog să aprobați proiectul în formă prezentată. Comisia de specialitate? Favorabil. Și Comisia 1 avizează favorabil. Discuții pe tema proiectului? Doamna Bădic, vă rog. Înțeleg de doamna președinte. Dacă îmi permiteți, o să încerc să discut un pic în marginea acestui proiect de hotărâre, dar vreau să fac o corelare și cu proiectul de hotărâre, dacă îmi permit colegii ceilalți care l-am inițiat, pentru că următorul proiect de hotărâre este tot un proiect de hotărâre care acordă facilități fiscale și să le analizăm un pic, pentru că dacă picăm de acord, noi îl retragem, dar sunt câteva lucruri care merită discutate. În primul rând, domnul secretar, nu este proiectul de hotărâre de pe transparență, așa ca să nu ne luați. Da, e altul, deci nu are transparență decizională, asta așa. Atunci retrag eu, ca să fie poate. Ca inițiator retrag, da. Ca și răspuns, da, nu este proiectul de hotărâre de pe transparență. În perioada transparenței, la solicitarea cetățenilor, compartimentelor, instituțiilor, legilor, proiectul de hotărâre poate fi modificat. Exact. Deci nu este în forma prezentată, dar a fost modificat. Ca să... Da, este modificat. Sigur. Este modificat. Eu o să spun că noi, împreună cu consilierii de la PNR, cred că toți, și domnul Cristi, am inițiat acest proiect, nu, acest proiect de hotărâre care urmează la punctul 8, pornind de la ideea că vrem să facem ceva pentru cei de la evazatul și ca să încercăm să oprim executarea sedită și ei să reușească să-și încheie contracte de curent electric, de energie electrică, nume personal, să încercăm să găsim o soluție să le eșalonăm acele datorii. Acesta a fost raționamentul pentru care noi am inițiat proiectul de hotărâre numărul 8. Ulterior, în prim proiectul 7, aceste măsuri, aceste facilități fiscale s-au extins, este un lucru foarte bun. Întrebarea este, cred că impactul va fi altul în buget, pentru că vor fi mult mai mulți beneficiari. Dacă 200 erau la evazat, nu știu cât sunt în celelalte situații și s-ar putea să greveze prea mult bugetul. Probabil s-a făcut o estimare, credeți că se poate să acordăm aceste facilități fiscale pentru toți cei care sunt în evidență și sau sunt au contracte, bănuiesc la asta se referea, în contracte cu primăria de fund locativ. Adică este un suport mult mai serios. Un alt aspect. Dacă în expunerea de motive se precizează corect că e vorba de creanțe bugetare și fiscale, în proiectul de hotărâre se referă doar exclusiv la creanțe fiscale.
creanțele, rezultate dintr-un contract de locație nu sunt creanțe fiscale. Deci în proiectul de hotărâre trebuie modificat și creanțe bugetare. O să urmeze foarte mult activitatea asistenței sociale. Asistența socială o să trebuiască să facă un referat de cercetare, o anchetă socială. Aici e vorba de niște criterii subiective până la urmă. Nu s-a stabilit exact ce înseamnă pe contractul local. Există o hotărâre de consiliu prin care oamenii care ar putea beneficia de prestații sociale, respectiv alocație complementară, ajutor social, subvenții de căldură, nu pot beneficia de aceste drepturi dacă au datorii la bugetul local. Această facilitate le permite acestor oameni să depună aceste dosare, să depună cerere pentru aceste beneficii. Dacă le acordăm, adică trebuie să știm și asistența socială să știe dacă primește aceste dosare. Da, vreau să răspund în primul rând doamna Țăranu și cu doamna Ghipă, după care voi avea și un răspuns, adică pe partea tehnică de specialitate să răspundă cum se vede, rog frumos. După care am și eu o intervenție, pentru că să știți că am toată disponibilitatea să retrag acest proiect de pe ordinea de zi, văd că el este, adică nu vreau să știrbesc din efectul și din, să zic, ceea ce v-ați propus dumneavoastră, acest grup de consilieri, să realizați. Înțeleg că caracterul acesta de subiectivism pe care l-ar presupune o anchetă sau socială ridică anumite, să spun eu, suspiciuni. În consecință, după ce răspund doamnele, voi confirma. Nu, domnul primar, nu ați înțeles foarte bine. Noi suntem de acord să susținem cel mai bun proiect. Cel mai bun proiect. Deci, împreună cu colegii consilieri, nu contează cine, cum l-a inițiat. Vă opinie să faceți un proiect bun. Una. Cel mai complex, a vrut să spună domnul. Pentru că dumneavoastră aveți tot aparatul de specialitate de spate. Iar noi am stat la dispoziție. Iar noi, așa cum a arătat consilierea mea, am urmărit un anumit segment exclusiv. Da, de populație. Haideți să vedem cum a spus și dumneavoastră ce presupune aprobarea proiectului în ceea ce privește efortul bugetar care trebuie susținut. Este cel mai interesant. Și vis-a-vis de ancheta socială, cred că doamna Țăranu are toate competențele necesare să vă răspundă precis la aceste, la întrebările puse de dumneavoastră. Adresate de sigur. Domnule primar, nu m-am ocupat eu de problemă. Problema este acolo, da? Întrebarea este, câte persoane au cu primăria contractul de închiriere și dacă estimați cam câte persoane ar putea beneficia la fond locativ sau undeva, este o situație cu cei care nu își pot plăti. Este o diferență foarte mare de la 200 cât sunt la evadat și ne ducem la 1000 și ceva? Sau... Dați-vă seama că sunt 8 blocuri de locuințe anele unde pot fi probleme. Eu nu am un... acum exact o cifră, câte persoane sunt în situația asta din tot fondul locativ. Sunt de asemenea două blocuri care au un alt caracter și anume pentru cei defavorizați din punct de vedere social și blocul evazatul. Este clar că efortul bugetar nu poate fi decât unul mai mare decât dacă adresabilitatea era doar către beneficiari din blocul evazatul. Dacă temele nu sunt foarte bine făcute, eu retrag proiectul de pe ordinea aia de zi și asta o să și fac și discutați în continuare pe proiectul. Domnul primar, cred că ne aflăm, să vorbesc la program, într-o concluzie. Deci alocarea de plată nu înseamnă scutire. Nici de cum. Este pe maxim 24 de ani. 24 de ani. Bugetul local nu va fi influențat cu nimic. Doi ani de zile. Pentru că dăm, teoretic vorbind, în acest moment scutirea a fost gândită pentru acele persoane care nu au posibilitatea în acest moment să-și plătească. Dacă nu au disponibilitate, demonstra asta înseamnă la diferiție de salariat. Da, sunt o serie de documente care sunt secer. Acel cetățean nu va putea plăti nici mâine, nici luna viitoare, nici peste 2-3 luni. Ori, dacă îi se acordă această facilitate, el cotă parte va plăti și luna viitoare și peste o lună. Deci va fi un avantaj pentru bugetul local. Sigur, dezavantaj. Deci problema cred că se pune puțin eronat din punctul ăsta de vedere al
Nu, nu se pune problema erona, se pune problema că aceste sume se recuperează în 2 ani de zile și nu se recuperează maxim 2 ani de zile. În condițiile actuale, imediat următoare. Da, dar condițiile actuale nu se vor încasa deloc în perioada imediat următoare, pentru că acești oameni nu vor avea avanse de viață. Dar cum să plătească? Iar în momentul în care vor beneficia de această prevedere, de această facilitate, ei vor plăti. Exact. Adică banii respectivi vor fi încasați cu țărâie, dar vor fi încasați cu niște bani. Se da. Întrebarea este, putem să-i așteptăm pe toți sau ne rezumăm doar... Despre asta este vorba. Dar nu vor fi toți, pentru că am vrut toți cu probleme sociale. Da, toți cu probleme sociale. Okay. Acele cereri vor fi aprobate sau nu. Da, vor fi aprobate sau nu. În funcție de necesitatea, în funcție de condițiile aprobate de dumneavoastră. Și în funcție de garanția care o prezintă persoana că poate să achite sumele în perioada eșalonată. În funcție de asta se aprobă. Vor fi analizate de la caz la caz și acolo unde va fi cazul se va aproba sau nu de către organul fiscal. Cu decizie de aprobare sau de respingere a cererii respective. Ok, deci va fi adresabilitate pentru toți beneficiarii. Exact. Asta era întrebarea. Chiriași. Toți. Unor contracte de locație, da. Iar la ce ați întrebat dumneavoastră vis-a-vis de dacă sunt ținuți de obligația plății la zi a impozitelor și taxelor, nu. Pentru că aici spune clar, doar de cei beneficiarii a serviciilor sociale. Este beneficiar de serviciu social, nu îl condiționăm. De asta și dăm facilitatea. Ar fi un nonsens. Dăm o facilitate și să condiționăm. Eu înțeleg acolo, domnul secretar, vă contrazic și cei care nu beneficiază de servicii sociale, pentru că beneficiază foarte puține persoane de aceste servicii sociale în condițiile în care nu și-au plătit datoriile la buget. Ei, practic, dacă eu vreau să depun un dosar de alocație pentru susținerea familiei, în condițiile în care am datorii la buget, nu pot să depun acest dosar. Doamna directoră, greșesc? Greșește cu privire la acordarea ajutorului social, a alocației de susținere, nu ne mai impune să ținem cont de impozite și taxe. Noi solicităm acel certificat fiscal de la primărie, dar urmărim numai terenurile și clădirile. Deci nu trebuie să fie pe zero, ca să înțeleagă oamenii. Este foarte clar. Eu știu că au fost respinse dosare cu cei care au așa prevedea, așa prevedea legea. Dar de anul trecut nu am mai prevăzut și eu în termen de 6 luni de zile, chiar și pentru ASFR, știu, să-și plătească datorii. Vă scuzați, o secundă, vreau să intervin și eu. Ați spus ceva de natura creanței, dacă e fiscală sau nu. Unde ați, la ce paragraf ați făcut referire? Nu se refere. În regulament se precizează și la chiriași. În regulament, da, în proiectul de hotărâre, am spus. În proiectul de hotărâre. Okay. Și este inclus în regulament. La titlu, nu. Se spune numai obligații fiscale. Dar în regulament... În titlu apare, într-adevăr, să nu fie nicio confuzie, în titlu apare obligații fiscale, putem modifica obligații bugetare. Și în articolul 1 din punctul de dacă îmi permiteți, urmează să observați că chiar legea spune că sunt asimilate, și am dat articolul de lege, sunt asimilate creanțele fiscale și alte creanțe bugetare. Este articolul din lege, cuprins în raport. Da, este. Și în cazul okay. Nu se face mai acoperitor, asta și... Nu. Da. Doamna Pașcu, domnul Sarsu, eu zic că e bine că s-a ajuns să existe două proiecte care să aibă practic cam același scop, unul mai complex, altul mai puțin complex. Ideea este că la momentul la care au fost prezenți cei de la Evazatul în această sală de ședințe, oamenii ne-au cerut ajutorul. La momentul respectiv, domnul primar ne-a îndemnat să facem un proiect de acest gen. Ne-a îndemnat să facem acest proiect. Au existat colegi de-ai noștri care au spus că nu există soluții legale pentru a ajuta pe acești oameni. Uite că se poate. Asta înseamnă că mai mulți consilieri locali din partide diferite și au dat silința să facă un proiect. Dumneavoastră ați venit în sprijinul oamenilor și ați venit cu un proiect care să se aplice și altor persoane care au contracte de închiriere încheiate cu primăria și care s-ar putea să aibă nevoie de aceste facilități fiscale. Și cred că este foarte bine că la acest moment am ajuns să avem două proiecte care să, până la urmă, oamenii să ajute acești oameni să-și rezolve problemele. Nu se poate să le aprobăm pe amândouă. Rămâne unul care rămâne cuprinde unul toate astea. Rămâne unul care e un pic mai complex și... E oferta deschisă în sensul în care
și chiar îndemn ca toți consilierii care vor să-și asume și acest proiect. Eu nu am fost invitat să-mi asum celălalt proiect și nici nu am pretenții de genul, dar dacă dintre dumneavoastră doriți să vă asumați acest proiect, cu mare drag. Important este să ne... Important, da. Scopul. Scopul. Mulțumesc, Anita. Am doar două întrebări, dacă se poate, la anexa proiectului. Beneficiarul acestor facilități sunt persoane aflate doar în evidența direcției de asistență socială? Dacă nu ești în evidență și primești sau dacă... Și cei care fac obiectul în contracte de locație se înțelege din contract. Adică alții nu. Alții cu probleme sociale... Nu, precum și chiriașilor cu probleme sociale aflați în evidența... Aflați în evidența. Serviciului sunt locatii. Adică dacă acea, nu acea sunt în evidența, nu în evidența pe locatii. Eșalonare pentru impozite și taxe, chirii, redevență și altor obligații. Deci, la mai mult mai larg asupra... Da. Spațiul de proiectul loc a fost extins. Dumneavoastră ați gândit-o, sau inițiatorii, dar proiectorii au gândit-o doar pentru libertății unii, invazatul. Întrebarea mea e următoarea. Doar persoanele aflate în evidență, atât? Da. Doar ele? Da. Și cele în evidență acum și am mai pus o întrebare la comisie, dacă este conform legii sau este imperativ ca persoane fizice care au beneficiat în ultimii 5 ani nu mai pot beneficia de o înlezire de plată, obligația fiscală. Nu este imperativ, nu este prevăzut în codul fiscal. Se poate scădea această perioadă pentru că sunt persoane care acum, de exemplu, acum 2-3 ani au mai beneficiat de aceste facilități, iar acum... Nu li s-a mai apărut, nu s-a mai apărut, dar facilitățile. Am văzut că s-a văzut, că mai sunt mulți și mii de 5 ani se pare o perioadă. Dar nu s-au acordat în ultimii 5 ani, cel puțin, să ne îndepărtăm. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? N-am înțeles dacă l-a retras domnul primar sau nu. Nu, mă convins colegii. Păi ce-ați votat? E atât de bună că... Ce-ați votat? E atât de bună că nu mai poate fi retras. M-am dus aminti între timp că a fost discuția asta. Proiectul de hotărâre în forma prezentată. Care? 7, 8, 5, 7. Păi la 7, 7, 7, suntem la 7, n-am ajuns la 7. A dat aviz. Împotriva. Abține. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea înlesmirilor sub forma eșalonării. Nu mai are nu mai are obiect. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de zonă, construire capelă mortuară de către parohia ortodoxă Sfântul Nicolae, inițiator Bunatiu Nicolae. Doamna Jumără Consiliere, având în vedere prevederile articolului 36 din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, republicată, modificările și completările obligate, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local, excepția celor care sunt date prin legile în competența altor autorități publice, locale și centrale și are printre atribuții și avizarea sau aprobarea după caz de studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-sociale, de organizare, amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare și de plan regională, zonală în condițiile legii. La inițiativa parohiei ortodoxe Sfântul Nicolae, în baza certificatului de urbanism numărul 101 pe 2015, se elabora documentația pusă pentru construire capelă mortuară în incinta bisericii, documentație ce a fost supusă dezbaterii publice, nefiind obiecții cu privire la investiția propusă și a fost analizată și avizată favorabil de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanismului a Consiliului și Urbanism a Consiliului Județean Bacău. În vederea întocmirii documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrurilor de construcții, pentru construirea capelă mortuară este necesară aprobarea documentației puse de Consiliul Local al Municipiului Ionești. Având în vedere cele expuse spre analiză și aprobare, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată.
Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, prin cererea numărul 76.423 din 08-11-2016, parohia ortodoxă Sfântul Nicolae, reprezentată de preot paroh Berdan Ioan, cu sediul în municipiul Onești, strada Alea Parcului, numărul 7 bis, în calitate de investitor, solicită aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire capelă mortuară în incinta bisericii Sfântul Nicolae. Conform regulamentului local de urbanism din PUG aprobat, UTR 36, incinta în studiu, în suprafață de 25.904 metri pătrați, identificată cu număr cadastral 61.851, este proprietate privată, este situată în intravilanul municipiului Onești, în subzona ISB, adică Biserica Sfântul Nicolae, care este monument istoric cu codul LMI BC2M B00865. Documentația pentru construirea capelă mortoară, faza FUS, proiect numărul 16 din 2015, întocmită de către societatea SC Promarex SRL, în baza certificatului de urbanism numărul 101 din 2015, a avizului de oportunitate numărul 1 din 30.07.2015, propune sistematizarea incintei în vederea realizării investiției propuse în zona de protecție a Bisericii Sfântul Nicolae, monument istoric al județului Bacău. Documentația a fost supusă dezbaterii publice conform raportului de informare și consultare a publicului numărul 44.746/2015, nefiind obiecții cu privire la investiția propusă. De asemenea, documentația PUS a fost supusă spre analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Bacău din data de 28.10.2016, a fost avizat favorabil planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism și a fost emis avizul tehnic în scopul aprobării documentației PUS în ședința de Consiliu Local. Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare PUS ca construire capelă mortoară în incinta Bisericii Sfântul Nicolae. Comisia de specialitate. Deci Comisia pentru Urbanism și Realizare Publice de aviz favorabil. Mulțumesc. Aviz favorabil și Comisia 1. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului? Doamna Corbinică. Doar o precizare. Probabil că amintiți că și la ședința precedentă am aprobat acest punct. E vorba de un circuit al documentelor, e vorba de aceeași documentație. Înțeleg, domnul secretar, numai că nu aveam avizul de la Consiliul Județean, deci nu am aprobat de două ori aceeași hotărâre sau la propun. Deci se crea aceeași documentație, numai că am luat un pic înainte. Dacă trebuie. Nu? Ce? Nu. Deci... Consiliul Județean, pentru a emite avizul, ne-a solicitat înainte avizarea documentației de către Consiliul Local al Municipiului Onești. Documentația nu pus. Sunt două lucruri distincte. Întâi avizăm documentația, după care se duce la Consiliul Județean, primește avizul de la Comisia Județeană și după care se aprobă puzul. Acum aprobăm că nu vă dați de zonă. Și devine... Dar da. În ședința anterioară n-am aprobat asta. Dacă documentația a fost pus. Da, un aviz. Asta de principiu. De principiu, da. Alte observații? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești pentru funcționarea stației de hemodializă, inițiator domnul primar Ignatiu Nicolae. Doamnelor consilieri, potrivit cu dispozițiilor articolului 36 din legea administrației publice locale, Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului, printre care hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor private publice a comunei, orașului sau municipiului. În exercitarea atribuțiilor cei revit, Consiliul Local a aprobat prin hotărârea Consiliului Local 18/2007, închirierea administrației publice a unui spațiu în situație de peste 64 situate în interiorul Spitalului Municipal pentru organizarea și funcționarea unei stații de hemodializă.
conform prevederilor capitolului 3, articolului 6, libertate de închiriere și actului adițional numărul 3 pe 2014, precum și adresa numărul 76442 din 8-18-2017, formulat de pe Spitalul Municipal Onești, durata de închiriere a spațiului expiră la data de 31. Iar în exercitarea atribuțiilor hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului după caz. Conform legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, articolul 14 aliniatul 1, și articolul 15 aliniatul 14, închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau unităților administrative teritoriale se aprobă după caz prin hotărârea Guvernului, a Consiliului Județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a Consiliului Local, iar contractul se asigură exploatarea bunurilor publicat potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia după caz cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică, făcându-se prin licitație publică în condițiile legii. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local a aprobat prin HCD numărul 80/2007 închirierea prin licitație publică a unui spațiu suprafață de 364 metri pătrați, în interior Spitalul Municipal Onești pentru organizarea și funcționarea stației de hemodializă. Raportat la hotărârea Guvernului 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor, comunelor din județul Bacău, poziția 195, spațiul aparține domeniului public al municipiului Onești și a fost transmis în administrarea Spitalului Municipal prin hotărârea de Consiliul Local 33 din 2003. Urmarea adresei numărul 76442/2016, formulată de către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, a prevederilor capitolului 3, articolul 6 din contractul de închiriere 263/2007 și a actului adițional numărul 3/2014, contractul de închiriere expiră la data de 31.12.2016. Pentru funcționarea în continuare a stației de hemodializă se impune aprobarea închirierii spațiului sus menționat. Toate detaliile închirierii sunt menționate în anexă. Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliului Local, raportat la expunerea de motive a primarului municipiului Onești privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca pentru funcționarea unei stații de hemodializă inițiativă în temeiul celor prezentate, urmează să deliberați. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt discuții, supun la vot ordinea de zi, proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafețe de teren concesionate ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator primar Ignatiu Nicolae. Domnul secretar. Doamna, domnul consilier, în vederea realizării atribuțiilor conferite de legea 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște în funcție de legii, darea în administrare, concesionare sau închiriere a zonelor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Onești. Prin hotărâri de Consiliul Local anterior, au fost activite sub forma concesiunii suprafețe de teren menționate în anexă pentru activități comerciale beneficiate investitorilor cât și bugetului local, deoarece spațiile comerciale ce au fost implicate pe terenul concesionat nu mai corespund noilor norme și condiții pentru desfășurarea activităților comerciale, pentru întocmirea documentației cadastrale și înscrierea în cartea oficială, se impune suplimentarea suprafețelor concesionate conform anexei a studiilor de oportunitate și a proiectelor de sarcini. Având în vedere cele menționate, se permite analiza și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre forma prezentată. Compartimentul de specialitate.
Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36 din legea 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condiții de lege în toate problemele de interes local, având printre atribuții administrarea domeniului public și privat al localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. Potrivit articolului 13 aliniat 1 din legea 50 republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrative teritoriale pot fi închiriate sau concesionate potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate potrivit legii, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului bunurilor. Prin adresele numărul 74.113/2016 și 74.028/2016, CMNOPEA SRL, respectiv doamna Preda Anișoara, în calitate de concesionare, în contracte de concesiune încheiate anterior, solicită suplimentarea suprafețelor concesionate în vederea extinderii spațiilor comerciale în care acestea își desfășoară activitatea. Toate detaliile privind cele solicitate sunt menționate în anexă, în studiile de oportunitate și în caietele de stat neanexate. De asemenea, prin adresa numărul 72.275, domnul Danilă Florin, în calitate de concesionar în contractul de concesiune numărul 29/2015, solicită suplimentarea suprafeței concesionate în vederea întocmirii documentației cadastrale și înscrierea în cartea funciară a extinderii spațiului comercial, deoarece la data concesionării inițiale, aprobată prin HCL 25 din 2005, nu se concesiona suprafața de teren aferentă proiecției balcoanelor de la etajele superioare. Toate detaliile privind cele solicitate sunt menționate în anexă. Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiect numărul 12. Proiect de hotărâre privind preluarea unor mobile ale unităților de învățământ în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, inițiator prin ordinea lui Nicolae. Domnul secretar. Comică rectificare este preluarea unui imobil. Doamnă, domnul consilier, prin hotărârea numărul 13/2012, Consiliul Local al Municipiului Onești a aprobat darea în administrare a proceselor de învățământ cu personalitate juridică a clădirilor proprietatea publică a Municipiului Onești, în care acestea își desfășoară activitatea. Având în vedere comunicarea școlii gimnaziale George Călinescu Onești, prin care imobilul unui funcționar evința cu program pe legii numărul 8, strada Cauciucului, numărul 1A, nu mai poate fi administrat către unitatea școlară, deoarece activitatea acestei grădinițe a încetat, începând cu anul școlar 2016-2017, pentru valorificarea imobilului și pentru a evita generarea unor costuri suplimentare în cazul în care rămâne nefolosit, se propune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, dreptul de administrare ca drept real al proprietății publice este reglementat de dispozițiile articolului 167-170 din legea 287/2009 privind codul civil republicată, coroborată cu legea numărul 213/1998 privind bunurile proprietate publică. Astfel, potrivit articolului 167 din codul civil, dreptul de administrare se constituie prin hotărârea Guvernului, a Consiliului Județean sau, după caz, a Consiliului Local. Potrivit dispozițiilor articolului 36 aliniatul 2 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului, iar în exercitarea atribuțiilor hotărăște darea de administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a municipiului. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local a aprobat prin HCL numărul 3 pe 2000,
din ianuarie 2012, darea în administrare a unităților de învățământ cu personalitate juridică a clădirilor proprietate publică a municipiului Onești, în care aceștia își desfășoară activitatea. Prin adresa numărul 61087 din 2016, școala gimnazială George Călinescu Onești comunică faptul că imobilul unde a funcționat grădinița cu program prelungit numărul 8 din strada Cauciucului numărul 1A nu mai poate fi administrat de către unitatea școlară, deoarece activitatea acestei grădinițe a încetat începând cu anul școlar 2016-2017, respectiv în data de 31.08.2016. Raportat la hotărârea de guvern 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, anexa 3, poziția 187, spațiul aparține domeniului public al municipiului Onești și a fost transmis împreună cu activul centrală termică în administrarea școlii gimnaziale George Călinescu prin protocolul numărul 8497 din 2013 cu numerele de inventar 1100186 respectiv 1910308. Având în vedere articolul 12 din protocol prin care acesta încetează la încetarea activității pentru care imobilul a fost dat în administrare raportat la atribuțiile legale conferite Consiliul Local și la expunerea de motive a primarului municipiului Onești privind preluarea unui imobil ale unităților din învățământ în administrarea Consiliului Local al municipiului Onești, inițiativă în temeiul celor prezentate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Comisia de specialitate. Comisia juridică a avizat favorabil. Este favorabil și de la Comisia de buget finanțe. Și de la urmărism. Discuții pe tema proiectului. Domnul Zarzu, vă rog. S-ar vedea o utilizare acestui spațiu în viitor, la vedea ceva în viitor. Am purtat discuțiile acestea în sensul există intenția de a se da ca și clădire administrativă protopopiatului Onești. Pentru că nu au o clădire. Și mai sunt și alte clădiri care vor intra în patrimoniul OAT-ului, care să vedem ce face cu ele. Și apartamente unde au fost grădinițe, cum ar fi pe strada Dacii și așa mai departe. Nu le mai poți ține instituțiile de învățământ pentru că nu mai sunt beneficiari, să spun, și costurile nu pot să le de întreținere, nu le pot susține. Condiția este ca să obținem și avizul de la Ministerul Învățământului pentru schimbarea destinației. Alte discuții pe tema proiectului? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația Binecuvântați Copiii, inginer Ignatiu Nicolae, inițiator primar Ignatiu Nicolae. N-am fost în eroare, chiar cu o singură precizare, probabil în proiect, nu probabil, mă sigur, în proiectul primit din mațină era trecută suprafața. Suprafața este de 217,67 metri pătrați. Și titlul a fost modificat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în folosință gratuită a unor spații pentru sediu sau alte activități persoanelor juridice constituite în temeiul ordonanței numărul 26/2000. A fost extras exact în ordonanța 26. Doamnelor și domnilor consilieri, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în Consiliul Legii în toate problemele de interes local. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatorii organizațiilor non-guvernamentale, Consiliul Local a adoptat hotărârea numărul 101 din 16/2016, Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru evaluarea și selecționarea ONG-urilor care solicită atribuirea unui spațiu necesar de desfășurarea activității, precum și a criteriilor de evaluare a solicitanților în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință din proprietatea municipiului Onești. Pentru semestrul 2 al anului 2016 a fost depusă cerere pentru atribuirea de sediu de către Asociația Domnul Procoțica Onești, Uniunea Artiștilor Plastici, Asociația Monetară Binecuvântați Copii, Atelierul de Creație Condorul, Asociația de Tineret Onestieri. În urma verificării documentelor depuse în susținerea cerurilor, Comisia de Verificare a constatat că singurul dosar care a primit criteriile de eligibilitate impuse de regulament, pentru care se face regulamentul pentru care se face evaluarea pe baza criteriilor de selecție, aparține Asociației Monetare Binecuvântați Copii.
prin procesul verbal numărul 77.883 din 15.11.2016, Comisia Mixtă de Evaluare stabilește înscrierea solicitantului pe lista de prioritate pentru semestrul al treilea 2016 și atribuirea spațiului situatul țara Chinescului numărul 2, etajul 1, pentru desfășurarea activităților de recuperare, educare și dezvoltare a persoanelor cu handicap fizic și psihic sever, beneficiare ai asociației. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Compartimentul de specialitate? Domnilor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36, aliniat 6, litera A, punctul 2, din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, în exercitarea atribuțiilor privind administrarea domeniului privat și gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, Consiliul Local asigură în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale, pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoi sociale. De asemenea, potrivit articolului 124 din legea numărul 215 din 2001, Consiliul Local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile proprietate privată locală persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică. În baza prevederilor articolului 49, aliniat 1, litera A și aliniat 2, din ordonanța Guvernului numărul 26 din 2000, cu privire la asociații și fundații, autoritățile administrației publice locale sprijină persoanele juridice constituite în temeiul acestei ordonanțe prin punerea la dispoziție acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii și întocmesc la cererea persoanelor juridice întreptățite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor disponibile. Proiectul de hotărâre respectă prevederile HCL 101-2016 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și selecționarea ONG-urilor care solicită atribuirea unui spațiu necesar desfășurării activității, ce stabilește documentația necesară și condițiile de eligibilitate, precum și criteriile de evaluare a solicitanților. Ținând seama de punctajul acordat asociațiilor umanitare binecuvântați copiii de către Comisia Mixtă și înscrierea acesteia pe lista de prioritate pentru atribuirea unui spațiu, apreciem legală și oportună atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Onești, strada Chimistrului numărul 2, etajul 1, suprafață de 217,67 metri pătrați al Asociației Umanitare Binecuvântați Copiii și încheierea contractului de comodat cu valabilitate până în 1.7.2024. Având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisiile de specialitate? Aviz favorabil. Discuții pe tema proiectului? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiect numărul 14, proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului pod peste râul Ciotuș la Ministerul Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparații. Inițiator, primar Vladimir Nicolae. Doamne, domnul consilier, ca urmare a faptului că podul pe râul Ciotuș din Ciotuș este situat pe demnul aspectului se află în stare critică, prezentând degradările structurii de rezistență ce reprezintă un pericol pentru siguranța desfășurării traficului rutier și pietonal și impune demararea regimului de urgență a unor lucrări de reabilitare, consolidare și reparație. Având în vedere faptul că aceste lucrări implică alocarea unor resurse bugetare importante, s-a solicitat Ministerului Transporturilor transmiterea către acesta în administrare a podului pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare. Prin adresa numărul 28.093 din 11.11 am vizitat de la primăria Onești cu numărul 77.434 din 14.11.2016 Ministerul Transporturilor ne-a comunicat acordul prin preluarea la administrarea acordului pe perioadul Ciotuș și în consecință propunem inițierea de urgență a procedurii de transmitere prin administrarea obiectivului menționate pe Ministerul Transporturilor. În cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Compartimentul de specialitate?
stimate doamne și stimați domn consilier, având în vedere atribuții de consiliu local, conform legii administrației publice locale, vă spun eu aprobările și atenție următoarele. Hotărâtia peste 124 km 129 plus 831, septembrie 11, stat într-o stare avansată de depredare, există în pericolul producerii unor evenimente, tot dacă curiculul s-a continuat de azi. Această stare a fost constatată inclusiv în urma unei expertize tehnice realizate în anul 2003, prin care s-a propus introducerea restricțiilor de viteză la maxim 10 km pe oră și a limitării de tonaj cu încărcare maximă de 40 de tone, precum și demararea de urgență a lucrărilor de reparații capitale. Ca urmare a adreselor municipiilor unici către Ministerul Transporturilor, cu numele 7138, 11, 2016 și 75997 din 07-11, 2016, prin care s-a realizat informarea cu privire la starea bolului peste totuși și a solicitat transmiterea acestui obiectiv în administrarea Ministerului Transporturilor la sediul primăriei municipiului și a fost primită adresa cu numărul 38039 din 11-11, înregistrată la numărul 77434 din 14-11-2014. Prin această adresă, Ministerul Transporturilor ne comunică acordul privind preluarea obiectivului POTSR-ul Trotuș la Ministerul Transporturilor în vedere executării lucrărilor de reparații. Permiteți-mi să vă citesc adresa primită de la Minister către primăria municipiului Onești, având în vedere solicitarea dumneavoastră, Ministerul Transporturilor vă comunică următoarele. Analizând situația prezentată a podului de copteanul de beton armat, partea de 19, se constată o stare de deteriorare avansată, impunându-se luarea de măsuri pentru punerea în siguranță a traficului pe respectiv obiectiv. În acest sens, vă comunicăm acordul nostru privind preluarea obiectivului potestelor totuși la Ministerul Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparație. În consecință, vă solicităm aprobarea prezentului proiect de hotărâre pentru transmiterea podului de stelor totuși în administrarea Ministerului Transporturilor, cum vă am prezentat. Mulțumesc! Comisiile de specialitate? Comisia. Urmarea acordului Ministerului Transportului, Comisia numărul 4, avizat favorabil. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului? Domnul primar. Avem o tristă experiență și nu care, să spun, nu s-a întâmplat foarte cu mult timp în urmă, și anume când am predat de vreo două ori segmentul de drum către Ministerul Transport, de fapt către CNADR pentru reparații, mă refer la cei 5 km ieșire din Unești către Ajut. Vă spun că nu avem o garanție că prin acest transfer, în primul rând, că va fi, se va elabora și va fi aprobată o hotărâre de guvern care să și facă transferul din administrarea UAT Onești către Ministerul Transportului acestui pod. Avizul avem de la Ministerul Transporturilor, trebuie un aviz de la drumuri naționale regionale a Iași. S-a întâmplat în trecut ca Direcția Națională de Drumuri Iași să nu-și dea acordul privind preluarea, cu toate că Ministerul și l-a dat. S-au purtat și se poartă discuții în acest sens, iar cel mai, într-un termen cel mai optimist, lucrările acolo vor începe pe final de 2017, atenție. Noi până atunci am dat deja drumul la documentație, știți că există o expertiză tehnică, cam veche, facem studiu de fezabilitate în momentul de față, niște valori investite de către Consiliul Local, deci niște sume foarte consistente de la bugetul local pentru realizarea acestor documentații. Este clar că trebuie să reparăm acest drum și nu este nici moral, nici corect ca reparația să se facă pe banii oneștenilor. Asta, cu argumentul acesta, am venit. Pentru că tranzitul pe pod, fiind în afara orașului, sau la limită spre exteriorul orașului, ponderea este de peste 90% mașini ce nu sunt înmatriculate pe raza UAT Onești și doar în maxim 10% procente mașini ale oneștenilor. În consecință, nu este corect ca din banii oneștenilor să reparăm o infrastructură care are o adresabilitate mult mai extinsă față de cei de din afara orașului decât față de oneșteni. Sperăm să găsim înțelegere și suport în realizarea acestui proiect. Nu este deloc ușor. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, ne-au mai pus vorbe bune. Și domnul Cristea și-a dat sprijinul în acest sens și toți consilierii locali au votat și au subscris prin semnătură la acel
memorul pe care l-am depus la Ministerul Transportului. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul. Domnule, vă rog. În legătură cu podul de acolo, vreau să vă spun că este o acțiune veche de 5 ani de zile și atât a trebuit Ministerului Transportului să schimbe puțin punctul de vedere. Dar nu e suficient. Cred eu cu acest lucru deosebit realizat de domnul Gratiu și echipa să insiste și să bată fierul cât e cald pentru a nu sărăci această chestiune cu ceea ce este la pod astăzi. Circulația este perturbată datorită literelor de sarcină și de viteză pe pod. Cei de la CNADR cam sunt stat în stat, dar trebuie insistat acum. Vă spun, până la alegerea asta se poate rezolva, trebuie să insistăm la ei. Totodată, cred eu că ar fi bine ca această mare lucrare care este pentru Onești și care ar fi grozav să prindă și celelalte două benzi suplimentare care sunt, de la podoare, patru benzi în structură, să facem și pasajul rutier pe sub calea ferată CPR ajut Ciceu și DN11. Este nebuneală aceea. Să ajunge de la pod până la monumentul Voivodul. Deci trebuie să reactivăm de mare urgență protocolul încheiat și hotărârea de Consiliul Local Onești și CJ Bacău privind finanțarea acestui proiect, 90% Bacău și 10% noi, și proiectul să fie sau reconsiderat un pic, reanalizat, ca să venim la intersecție și să prindem un buget pentru 2017, atât noi la Onești, cât și Bacău pe partea cealaltă. Este una din marele lucrări de care au nevoie oneștenii astăzi. Echipa poate să facă. Mulțumim. O singură completare. Podul acesta a venit în zestrea OAT Onești în 2012, la început de an, în urma unei hotărâri de guvern. Nu a fost în administrarea OAT Onești, a venit nereparat. Motiv în plus să facem această solicitare. Acea lege spune în felul următor, că toată infrastructura rutieră, că sunt căi de drumuri, poduri și alte componente a infrastructurii rutiere, intră în administrarea OAT-urilor doar în cazurile municipiilor și reședințelor de județ. Dacă această situație s-ar fi regăsit într-o comună, predarea, adică nu era în administrarea comunei respective. Asta trebuie să înțelegem și nu este, încă o dată spun, nici moral, nici normal ca din banii noștri să facem o reparație atunci când trebuia să o facă Ministerul Transporturilor până în 2012, când l-au predat fără voia noastră. Doamna Bodică. Mai atât, nu am înțeles, se face un SF sau o expertiză și când o să o avem, sunt un oneștean care traversează de două ori podul acela, pe zi. Cel puțin. Există o expertiză veche, este în procedință precedentă și cred că și astăzi ați amintit de o altă expertiză, nu de aceea veche. În momentul de față se face expertiză. Dacă mă lăsați și să vorbesc, poate pot să vă și răspund. Da, mulțumesc. Ați încheiat să întrebi, da. Am spus, există o expertiză din 2003 care se reactualizează. Unu. Pentru că să faci o nouă expertiză de la zero este foarte complicat. Reactualizarea unei expertize este și mai ieftin și ca și termen se face mai repede, pe de o parte. Și se face și un studiu fezabilitate. Studiu de fezabilitate, deja procedura legală a început, colegii mei vă pot da lămuriri, când cum știți procedurile legale privind achizițiile publice. Nu pot, dacă poate cineva din sala asta sau din România să dea un termen precis când va fi gata studiul de fezabilitate sau expertiza, jos pălăria în fața lui. O rog să o facă, dacă știe cineva cam pe când. Și dacă nu face primăria, nu repară primăria acest pod, de ce să mai face studiul de fezabilitate? Studiul de fezabilitate, dacă se face și se face, pentru că există, podul este încă în patrimoniul nostru. Noi avem datoria să luăm măsuri. Așa puteam să nu facem nimic și dacă n-aș fi făcut nimic, toată lumea că nu se face nimic. Dacă se au început niște demersuri legale, de ce se fac? Se fac pentru că încă podul este în administrația OAT Onești și de acest motiv, simplu și clar, se face și studiul de fezabilitate și expertiză. Când va fi în administrarea Ministerului, le punem la dispoziție, dacă va fi cazul și sperăm să fie expertiză. Vă ține cont de ea. Vă ține cont de ea? Dar de ce vă ține? Spuneți, luminația. Îți vor face propria documentație. Nu este așa. Se poate prelua o documentație, că asta înseamnă să nu cheltuiți bani. Și mie s-a și spus lucrul ăsta verbal la minister. Dar puteți să vă interesați. Alte discuții?
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiect numărul 15, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de comisie de ședință pe luna decembrie 2016, inițiat de primar Nicolae Ignatiu. Domnul Cristian, a rămas pe listă pentru luna decembrie. Acceptați funcția de președinte de ședință? Nu are drag, doar că vreau să fac o mențiune pe de acum și sper să-mi fie cu iertare. 15 și 16 știu sigur că nu voi fi în localitate. În rest, toată luna sunt la dispoziția Consiliului Local. Și amunește. Ordinarea mai repede de 17 nu cred că poate să fie, pentru că avem procedura pe impozite și taxe care trebuie să respectăm termenul de 17. Domnule Domnul Consilier, potrivit articolului 2 pe cea mea de regulamentul de organizare și funcționarea Consiliului Local Onești, a preluat în hotărârea numărul 42/28/2011, modificările și completările ulterioare, președintele ședinței va fi desemnat de domnul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere prevederile noastre menționate, se propune că următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președinte de ședință, în acest pentru care propunem adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru luna decembrie 2017, care va îndeplini atribuțiile proiectului de regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local. Compartimentul de specialitate. O să-l citesc tot eu. Potrivit articolului 35 din legea 215 pe 2000 a administrației publice, după declararea care va constitui Consiliul Local al Legii Intermediului Distrei, prin hotărârea adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, în președinte de ședinte pe perioada de cel mai 30 de zile, care va conduce ședințele Consiliului Local, va semna hotărârile adoptate de aceasta, iar potrivit articolului 41 din același act normativ, ședințele Consiliului Local sunt conduse de președinte de ședință, ales în condițiile prevăzute de alineatul 35. Conform articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare, după același lucru, declararea Consiliului Local de Campus Pic, procedează la alegerea președintelui de ședință. Următoarele ședințe vor fi comise pe rând de către un președinte de ședință, de numele Consiliului Local, în ordine alfabetică și ales în hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. În cazul în care consilierul local trebuie să se refuse să fie președinte de ședință, acesta ar pierde rândul din propus următor. La următoarele cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în formă de regulament. Comisia de specialitate? Compartimentul? Juridic. Comisia a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiect numărul 16. Analiza adresei numărul 53-01-24 din 2016 a Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Legislație și Reglementare în domeniul activelor statului, referitor la aplicarea Ordonanței Guvernului numărul 101 din 2011, aprobată prin legea numărul 111 din 2016 la 10 apă municipale sau Onești. Nu știu dacă mai e nevoie să dau curs adrese, no. Numesc că ați primit așa cu toții. O singură precizare, după cum știți, apă municipală, deși înființată de vreo 4-5 ani de procese, la momentul acesta nu mai este funcțională această societate, dar prin faptul că a expirat mandatul administratorului, și mai ales pentru
faptul că a apărut ordonanța urmează 2011 cu privitoare la întreprinderile publice. Ministerul Finanțelor ne avertizează și noi am prezentat Consiliul Local în calitate de reprezentant și de autoritate deliberativă, reprezentant al acționariatului, să hotărâți ce se va face cu această societate mai departe. Se va merge pe ordonanța 109 cu numirea unui Consiliu de Administrație, cu tot ce înseamnă mai departe. La municipal. Deci, poate trebui dumneavoastră să hotărâți și în funcție de ceea ce hotărâți dumneavoastră, să venim cu un proiect de hotărâre de modificare a actului constitutiv, a statutului potrivit dispozițiilor legale în materie. Da, scuze. Am vrut să încep cu o glumă, dar am dat seama că nu-i cazul, când e vorba de apă municipală. A zis că, domnule, îl numim cu domnul Căpurea, nu adunare generală, și am scăpat de probleme, ca și la zi. Cred că societatea asta este indispensabilă, din punctul meu de vedere, mai ales la acest moment. Haideți să facem o actualizare pe 109, ca să o aducem în parametri legal, pentru că nu știm exact cum vor evolua lucrurile în materie de apă și atunci, ca variantă de intervenție, cred că trebuie intrat în legalitate cu această societate. Nu este foarte posibil ca ea să fie cea care va administra rețeaua de apă și canalizare orașului. Asta e punctul meu de vedere. Alte discuții? Domnul Cristian. Mi-aduc aminte că și anul acesta și la sfârșitul anului trecut am avut câteva discuții la Consiliul Județean și le-am propus să ia în calcul înființarea unui serviciu în primăria Onești sau delegarea de atribuții către el, pentru că există direcția tehnică, și să trece în serviciu de apă direct în subordinea CRAB-ului. Nu știu dacă s-a ajuns la vreo concluzie în ceea ce privește legalitatea și, eu știu, procedura prin care s-ar putea face asta fără să mai facem societatea. În prima dată mai avut o discuție la Consiliul Județean? S-a mai discutat problema în modul ăsta? Nici nu vreau să fiu răutăcios, dar să știți că eu când merg la discuție am învățat o lecție. Nu mai merg singur. Că atunci când spun unii că am mers singur, cine știe ce am pus eu la cale? Vis-a-vis cu oameni. Are o mare legătură. Și anume, dacă dumneavoastră ați mers și noi n-am știut că ați mers și ce ați discutat, nu-i vina nici a mea. La Consiliul Județean, dar am fost o singură dată dumneavoastră la Consiliul Județean, recunosc, și s-a vorbit în termeni foarte largi pe acest subiect. De atunci nu s-a mai discutat niciodată, vreau să vă informez acum, în modul cel mai serios, nu s-a mai discutat pe tema aceasta, iar toți juriștii, fie că sunt de la CRAB, de la Consiliul Județean, de la Primăria Municipiului Onești sau din Consiliul Local Onești, sunt de părere că există o procedură legală care trebuie parcursă. În momentul în care ajungem la un moment X, și nu vreau să fiu eu aici atât de precis sau să fac o sugestie pe cum a făcut-o domnul Panfil, cu toate că aș putea să o fac, în momentul acela sunt mai multe variante de lucru. Fie apă municipal, fie DPP, fie pe lângă primărie. Ne-am întâlnit cu cei de la NRSC și îmi pare rău că a plecat colega noastră, doamna Elena Pașcoa Păpălaie, pentru că și dânsa a fost prezentă la o discuție cu cei de la NRSC, care ne-au spus foarte clar ce se poate face și ceea ce este legal să facem. Mai păstrăm puțin discuțiile acestea pentru a nu duce situația într-un mod expres să spună cineva de la apă canal sau de oriunde din altă parte că noi tragem foarte la spate sau avem alte înțelegeri, alte discuții care nu știu. Discuția pe care am deschis-o nu ducea în direcția asta. Știu, dar se poate interpreta, că nici eu n-am purtat discuții de alte maniere, dar s-au interpretat în această direcție exact. Da, nu cred că mă privește pe mine discuția asta. Deci să înțeleg că se exclude varianta asta. N-am spus asta. Ok. Domnul secretar, am și o întrebare. Trebuie să hotărâm soarta societății apă municipală astăzi sau... Urmează un proiect de hotărâre. Este cu titlul informativ, dar dacă aveți inițiativă... Noi o să ne mai gândim și... Ședința următoare să pregătim. Să o păstrăm, totuși să nu ne avântăm să... Da, 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 sigur. Să avem încă un asumonecă. De acord. În ședința următoare trebuie să...
Până la ședința următoare. Da, da, să venim cu tema pregătită. Ultimul proiect, da, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Pentru că nu au fost mătate să își mătate, dar își doamna mai ridicată o reparată. Doamna Roșca, doamna Cristă, doamna Zașu și doamna Rodică. Mai era un loc acolo cu domnul un coleg cu dumneavoastră. Domnul Roșca, aveți cuvântul. Aș vrea să-mi permite să vă... Aș vrea să-mi permit să vă supun atenție câteva probleme culese de la cetățenii din cartierul Slobozia. La Belci sunt program case pentru cazurile sociale și la prima casă există o doamnă care are contract cu spațiul locativ, iar de 3 ani nu mai locuiește acolo. Am înțeles că ea își plătește la zi dările către primărie, dar din păcate nu mai locuiește acolo. Avem la Slobozia o familie compusă din 3 familii. În aceeași casă de 60 de metri pătrați locuie tată, mamă, fiu, fiică, soț, soție și un copil. 7 de persoane. Sunt două camere libere, știi? Da. Ar trebui găsit o soluție, ca spațiul la liber. Care cele două camere să se dea către familie. Exact. Nu am putut discuțiile, știi? Bun. De la 1 ianuarie, la spitalul vor veni alți 6 medici tineri. Vă rugăm să luați în considerație și să putem să le punem la dispoziție locuințe de serviciu. Sunt din municipiul Onești? Ei? Nu. Deci toți sunt din afara municipiului. Da, din afara municipiului, din la Onești. Și la treilea rând, aș ruga o doamnă deci primar să ne răspundă. În primăvara acestui an au fost inundații și au fost afectate zona de ping și terenul de sport de la Slobozia. Imediat după alegeri s-au luat niște măsuri care s-au stagnat. Stabilisem să mutăm amplasamentul de acum, nu s-a mai întâmplat nimic din iunie. Ca să vin cauză că vin iarnă. S-a hotărât ca domnul Tănase sau dumneavoastră să ajungeți la un comun acord să stabilim unde mutăm acel pilul. A hotărât cine? Domnul Tănase. Unde se mută acel pilul? X. În care s-a luat legătura cu domnul Paris. Domnul Paris a zis că va soluționa această cerere, dar au fost foarte multe lucrări și nu s-au mai ajuns la soluție. S-au luat suprafețele de la mesele orifurice, așa a rămas proiectul. Am o întrebare, dacă locuitorii din acea zonă își manifestă în mod voit și nu unanim, dar într-o mare măsură, dorința să se relocheze în altă. Cu siguranță, pentru că acolo... Și s-au disputat discuții în acest sens? Unde? Dar nu, nu știu ce se disputate discuții. Dar cine le-a purtat? Am fost împreună la loc. Pe ca să mut undeva, să stabil undeva. Cu dumneavoastră a fost domnul Roșca. Și a rămas că dumneavoastră veniți cu o soluție. Înțeleg, s-au trecut puțin clipurile când votărați dumneavoastră acolo. Am înțeles ideea. Știu ce am de făcut. Am votărat cineva. Dar nu s-a întâmplat nimic. Bine, îmi iau angajamentul că alături de colega noastră rezolvăm problema asta în cei mai scurt. Mulțumesc. Vreau să duc în discuție o problemă referitoare la blocul din Libertății 1. Am înțeles că au fost câteva persoane de acolo care și-au arătat intenția de a semna contract cu furnizorul de energie. Și pentru semnarea acestui contract li s-a solicitat o taxă de racordare și contravaloarea unui contor electric. Dacă greșesc, doamna Bodei, vă rog frumos să mă corectați. Înțeleg că eu când am continuat acest proiect și proiect inițiat de domnul Neghina, am considerat și așa am înțeles din discuțiile pe care le-am avut cu departamentele de specialitate, că și aceste cheltuieli sunt incluse la alocat. Înțeleg acum că există niște diferențe în acest sens în ceea ce privește interpretarea legii sau modul în care departamentul de specialitate înțelege să aplice legea. Acest fapt conducând la
punerea la plată a chiriașilor pentru aceste cheltuieli. Am discutat cu conducerea Ion, am cerut un punct de vedere telefonic, adevărat, directorului zonal și am înțeles că ar exista totuși o posibilitate legală prin care noi să ne asumăm această cheltuială și mi se pare firesc să o facem până la capăt. Vă spun și de ce. E un proces de logică care la mine la un moment dat se întrerupe. Este acum un chiriaș acolo în apartament, merge și plătește taxa asta de acordare, plătește contorul, apoi el se mută. Ce face următorul chiriaș care vine? Îi plătește contorul sau pleacă cel care a plătit contorul, ia contorul cu el și pleacă? Mi se pare că nu și-are logica, mai ales în contextul în care blocul este de fapt în proprietatea noastră a primăriei. Da, mă gândesc când să facem o rectificare de buget, dacă nu este bugetul prevăzut pentru ședința următoare, și să ducem la îndeplinire. Da, asta ar presupune următoarea procedură de lucru. Procedură de achiziție publică pe contoare. Va fi toată rețeaua gata în luna decembrie avem termen să fie gata, iar contoarele le vom monta Dumnezeu știe când, adică posibil februarie, martie, aprilie, în funcție de când se finalizează procedura, mă refer. Contestații, știți și dumneavoastră. Putem să abordăm ambele probleme. Adică să căutăm noi o soluție legală să achiziționăm aceste aparate de măsură individuală și să riscăm ca montajul să se facă în luna X, anului iulie. Nu cred că e nimeni de la achiziții, din câte văd. Nu e nicio variantă de achiziție directă? Nu mai există. Nu mai există. Nimic. Catalogul de produse, achiziții, e și un pix, dacă vrem să cumpărăm în cadrul primării municipiului, e complicat procedura de achiziție. Da, furnizorul vine cu contorul electric. E obligat și eu am montat cap ca să-mi schimba contorii. Au venit la montaj și la revedere. Nu știu... Nu să plătim noi sau chiriași. Să nu fie o eroare, dar din câte știu eu, montajul sau electromontajul care face, montează și contorii, iar acea taxă este o taxă de racordare, de branșament, pe care o plătește cel care are contractul. Dar să nu greșesc. Poate nu-i contravaloarea... Nu-i contravaloarea contorului. E o taxă pentru beneficiarul contractului. Da. Analizăm și în următoarea ședință. Sigur nu poate fi contravaloarea contorului. Asta am înțeles eu din informațiile pe care le-am primit. E posibil să fie greșit sau să fie înțeles eu greșit, da. Doamna Pașcu, eu am și o problemă legată cu un copil. I-am spus domnului spune ieri, nu știu dacă ați ia legătura cu doamna Țărănă sau să mă întreb, eu n-am apucat să discut cu lumea ei. Este un copil care doarme noaptea pe buciul muritorii. Am înțeles că e făcută și o sesizare scrisă la primărie legată de situația acestui copil. Nu cerșește, nu face niciun fel de mizerie. E un copil care am înțeles că a fost bătut de părinți și nu vrea să se mai întoarcă acasă. Și mă gândesc că poate la nivel local am putea să găsim o soluție pentru această situație. Este din Onești? Nu știu să vă spun dacă este din Onești, pentru că pe mine m-a sesizat un locatar. Păi asta e primul lucru. Locatar al Oneștiului sau este cetățean al municipiului sau de altă parte? Ca să-i căutăm părinții, poate s-a rătăcit. Nu mai vreau să mai departe. Asta e altceva că nu mai vreau. Trebuie să de unde este el. Nu trebuie să răspundă la Ștefan cel Mare sau nu. Trebuie să-l localizăm, știți? Atunci, dar trebuie să la Ștefan cel Mare. Nu. De competența cui este? Dacă copilul nu vrea să se mai educa acasă și el locuiește în oraș, vedeți că legea este foarte clară de competența cui este o situație de acest gen și avem instituții ale statului, da, spuneți-mă. Eu nu știu acum, stau și mă gândesc, protecția copilului. Poate veni un copil de la satul mare care rămâne în Onești și doarme pe străzi, trimitem înapoi la satul mare pentru că acolo... Există instituția protecția copilului în acest sens. Nu putem să intervenim ca și primărie în situația aceasta. Mai ales situația copiilor care sunt în municipiu și care cerșesc la supermarketul din municipiu, sunt raza Ștefănului. Și acest copil și ceilalți sunt din Ștefan cel Mare, din Căiuți, din Conți. Și noi am luat de fiecare dată legătura cu primarii din localitățile respective pentru a rezolva această problemă, deoarece acești copii au și părinți.
și prin urmare trebuie rezolvată problema la nivelul localității respective. Colaborăm cu primarii, de fiecare dată îi trimitem acasă, noi chiar am însoțit copiii până la primăria respectivă, cu mașini luate de la primăria municipiului Onești, dar peste câteva zile le-am trezit cu ei de nou în municipiu. Și care e procedura? Trebuie ca cineva de la dumneavoastră să se deplaseze la locul unde stă copilul ca să îl dirigeze? Întotdeauna ne-am deplasat, fie adult, fie copil, ne-am deplasat la locul de domiciliu a persoanei respective, am luat legătura fie cu asistența socială, fie cu primăria din localitatea respectivă, pentru a găsi o cale de rezolvare în legătură cu persoana respectivă. Înseamnă că zilele următoare iau legătura cu dumneavoastră și mă îndrumați în așa fel încât să încercăm să-l ajutăm pe acest copil, da? Mulțumesc. Mai aveam încă o altă întrebare legată de societatea asta care urmează să deschidă în Onești. Știu că la începutul săptămânii au fost puse bune la primărie și la bibliotecă, unde au venit persoane care doresc să ocupe locul de la această societate. Am văzut de asemenea că a fost un articol în care s-a precizat și o adresă de e-mail unde s-ar putea comunica aceste CV-uri. Țin minte că săptămâna trecută, la ședința trecută, a spus că urmează imediat după ce se adună CV-urile, urmează perioada în care persoanele vor fi contactate și vor fi chemate la interviu. Dacă ne puteți da detalii legate de ce se întâmplă, că e foarte multă lume în oraș care întreabă și care este nerăbdătoare să vadă în ce direcție vor evolua lucrurile, dacă își găsesc sau nu un loc de muncă la această societate. Atât eu personal, cât și un coleg prezent aici, mă refer la domnul Marius Mihalcea, am fost rugați ca nu să fim rezervați, în sensul să lăsăm pe cei care fac promovarea proiectului în sine să se ocupe de recrutarea propriu-zisă. În consecință, grupul de firme Autoliv se va ocupa de recrutare. În acest sens a făcut un comunicat de presă pe care unii din media l-au promovat, și anume că CV-urile pot fi depuse și online, și urmează o procedură întreagă de recrutare de forță de muncă pe care o vor gestiona dânsii. Dar să înțeleg că CV-urile care au fost deja depuse în urne la primărie și la bibliotecă au ajuns în posesia lor și urmează să ține cont și de acelea, nu? Nu au ajuns în posesia lor momentan, până în acest moment, pentru că dânșii nu au început recrutarea în Onești. Dar urmează să ajungă, adică persoanele sigur care au depus... Și pot ajunge și la orice alt angajator care este interesat de CV-uri privind disponibilitatea unor oameni să muncească, cât și a primăriei municipiului Onești, care când și când, sporadic, scot la concurs posturi pentru ocuparea unor locuri de muncă. Să știți că și în cursul anului, domnul Cristea și cei care au ocupat funcții de viceprimar, primar, poate să confirme sau nu, că apăreau CV-uri depuse la registratură și nu numai, adresate primarului în scopul angajării. Și nu se adresau doar către primărie, ci și cu rugămintea către primar să le pună la dispoziție altor angajatori din municipiul Onești. Da, o să continui un pic ce a spus doamna Pașcu. Ideea este că cam aceeași lucruri vreau să le întreb și eu. Aș propune ca acel copil care doarme pe strada Buciumului să fie brăzduit temporar, una de costul temporar de iarnă, pentru că tot este iarnă și este foarte frig, până când se ia legătura. Înțelegeți de responsabilitate. Nu este o persoană care are adăpost, este o persoană care are părinți. Până când se ia legătura cu familia, atunci lăsăm să moară și o să moară aici și nu face nimic. Până când se ia legătura cu familia, cu primăria din localitate, ideea este că acest copil poate fi adoptat fără documente sau poate fi dat spre încredințare unei rude, chiar dacă nu vrea să se întoarcă în familie. Noi am putea face ceva în acest sens. Da. Nu, deci înțeleg că nu se poate o seară spune doamnul pe stradă și să doamnă la adăpost, care oricum funcționează și ne spune acolo. Nu, mi-e greu să cred că după câte mandate ați avut de primar, puneți într-o asemenea manieră total lipsită de profesionalism problema. Noi, în primul rând, trebuie să respectăm legea. Există un copil minor pe care nu putem noi să-l luăm și să-l găzduim unde credem noi că ar fi bine. Ba, de la adăpostul... Păi sigur că legea este foarte clară. Haideți să nu începem cu...
un potențial de soluții care nu sunt pe lege, în primul rând, ca să fiu foarte clar. Ba, sunt pe lege, domnul primar. Da, dacă așa procedează dumneavoastră. Luați la primărie la... Am o casă da? Mică, din păcate. Nu ați luat dumneavoastră acasă, că nu mă interesează ce proprietate aveți, că ar fi foarte clar. Luați la primăria Heregiu. E mai departe. Haideți să nu discutăm în maniera asta lipsită de respect, în primul rând, și de profesionalism față de acel copil și de părinții lui, deci lipsa de respect, să luăm să-l ducem noi undeva. Există, încă o dată am spus, există instituții ale statului care au competențe în acest sens. Și noi reprezentăm niște instituții ale statului. Ce instituții reprezentați dumneavoastră? Consiliul local, domnul primar. A spus instituții ale statului, nu e o instituție a statului. Consiliul local nu sunt mai multe instituții. Dumneavoastră reprezentați alte instituții. Am folosit pluralul noi. Dumneavoastră reprezentați alte instituții. Da, mulțumesc. Deci aspectul umanitar nu contează, lăsăm acolo. Tot continuând ce a spus doamna Pașcu, ce presupune din partea Consiliului Local venirea acestei firme în Onești? Va trebui să pregătim un proiect de hotărâre? Înțeleg că dumneavoastră ați avut discuții. Ce trebuie să facă primăria, Consiliul Local pentru a sprijini acest investitor? Pentru a sprijini? Nu e nevoie, nu știu. Păi analizați legile în vigoare și vedeți cum poate fi sprijinit un investitor. Nu, cum o facem noi. Și veniți cu propunerea legală ca și consilier local. Aveți atribuții și responsabilități în sensul ăsta. Dumneavoastră, înțeleg că ați avut discuții în prealabil înainte de a veni până aici. Este ceva ilegal să am discuții? Nu, păi să ne spuneți, putem veni cu proiect de hotărâre pentru ședință? Trebuie să venim, a fost o condiție. A fost o condiție ca nu răspundeți, sunt foarte tendențioasă abordarea noastră și dați-mi voi să fiu. Mi se pare pertinentă. Este nevoie să venim facilități fiscale la ședința următoare pentru ca această firmă să funcționeze în Onești? Dar vă rog frumos să inițiați acel proiect de hotărâre de Consiliul Local care facilitează fiscalul firmă care a fost o condiție pentru a veni în Onești? Vă rog să veniți cu acel proiect. Da, eu credeam că avem totuși un dialog în care înțelegem. Cu dumneavoastră cam greu în ultimul timp. Da, mulțumesc. Bună ziua, domnule primar și domnul viceprimar. Arătați dumneavoastră în fața dumneavoastră referitor la așa teren din lacul Beș. Am făcut un memoră, trimis la primăria Onești. Am primit răspunsul la primăria Onești și prin probleme există acolo. În toate hârtie există cuveta lacului. Cuveta lacului există în dicționar teren ocupat de un lac de acumulare până la nivelul crestei barajului. Acest obiectul nu mai există, nici lacul nu mai există. S-a terminat zona de respectiv. Ce rugămintea de dumneavoastră, dacă se poate, pentru ca să intrăm în posesia acestui teren, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrative teritoriale se face la cererea Consiliului Județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București și al Consiliului Local. De asta v-aș ruga, dacă sunteți în memorul din ăsta către guvern, pentru preluarea acestui teren, pentru că acest teren este în paracele de 25 de ani, din 91 până în 2016. Una dintre probleme. O doua problemă aș avea rugămintea noastră. În cartierul Dobăzia este apă curentă adusă de municipiul Onești. S-au montat niște cămine, de la cămine până la intrarea în casă, sunt de la între 8 și 25 de metri. Porțiunea care este pe stradă, se defectează la punctul de contor până la intrarea în casă. Aia nu poate repara oameni, pentru că este pentru public, n-are cum să facă. Dacă puteți să ajutați această problemă, sau nu se poate duce niciodată să contoriseze la limita proprietății, cum spune legea. Nu s-a făcut și probabil nu o să facă, pentru că nu sunt fonduri. Aș mai avea o rugăminte. De atâtea ori când se intervine la apa din cartierul Dobozia, se pierde aproximativ până 3, 4, 5 metri cub de apă, pentru că nu are un robinet de închidere. Și dacă se pune un robinet de închidere la distribuția lor de pe stres, s-ar putea face și ar pune un regulator de presiune. Acolo, de exemplu, la mine acasă sunt 7,2 bar. Nu se poate folosi nici obiect în casă la presiunea respectivă. Iar și problema care se rezolvase. Iar la intrarea căminului dintre spre strada cealaltă, este un cămin de separare. Acest cămin este doar prin stradă. Ori se poate planta acest cămin
carosabil ca să poată trece, cum te mașini, fiecare este deplasat de acolo, 10 jumătate. Cineva poate să cadă în acest cămin. Și pe strada Vadului sunt 3 cămine carosabile pe cămine care sunt distruse. Sunt în stradă, a căcat mașina, sunt distruse, s-au pus oamenii. Bun, rău a fost făcut, bine că s-a făcut. Într-adevăr, există probleme cu presiunea de apă și în acest sens a și achiziționat un regulator de presiune care va fi montat, dacă nu, mâine mi-e greu să cred, dar săptămâna viitoare va fi. Este achiziționat. Și eu bine, ca să putem opri. Eu vă spun ce am făcut până acum. Este achiziționat regulatorul de presiune, se va monta maxim săptămâna viitoare. Capacele acelea de cămin, știu de ele că au fost zdrobite de niște mașini și știu și care. Am dat comandă deja ca să remediem și această problemă. Iar referitor la terenurile de pe fostul amplasament al fostului lac Belci, o să-i rog pe colegii mei să vă răspundă. Mulțumesc. Da, o să vă răspund eu. După cum știți, acel teren este al Apelor Române. Câțiva ani în urmă, în Consiliul Local s-a dat o hotărâre pe care l-am atestat la domeniul privat, s-a încercat să se facă acolo și un parc industrial. Acea hotărâre a fost atacată și de pe dreapele române și s-a constatat că, de fapt, este în inventarul public al statului și administrarea Apelor Române. Mi-e greu să cred, chiar dacă s-ar face demersurile, că Apele Române vor fi de acord ca acel teren să treacă la municipiul Amești. Și chiar dacă ar trece în acest moment, el nu mai poate face obiectul restituirilor, pentru că a fost încheiat inventarul terenurilor care pot face obiectul restituirilor pe legea 165 și nu mai poate face parte în acest moment din acel inventar. Nu mai poate fi restituit. Dacă va fi, să spunem, în fericitul caz, va fi o hotărâre de guvern care va fi dată în domeniul privat sau public al municipiului Ionești, poate fi folosit în alte scopuri de către Consiliul Local. Dar la problema asta trebuie făcut hârtică de minister pentru trecerea din domeniul stat în domeniul Ioneștiului. Asta trebuie făcut ca să termina în posesia lui. Așa spune legea. Păi oricum, dumneavoastră, nu mai puteți intra în posesie. Dumneavoastră puteți intra în posesie pe baza legilor de restituire a proprietăților. Dar pentru că inventarierea terenurilor care pot fi restituite a fost încheiată încă de un an și ceva, acel teren nu mai poate completa acel inventar la momentul ăsta, potrivit legii 165. Dacă mai sunt alte întrebări? Sau? Am o singură propunere. Mai place să se rezolv problemele, nu se aduc tot la timp Consiliul Local. Am luat acte și domnul Brea. La liceu, la am o voce de scurt de italian, pentru că nu cred că am dat. La liceu energetic. Există acolo un pericol real de accidente. La liceu, la Cartenie, ca să înțeleagă toată lumea, mai zice energetic, generația mai din urmă. Se pleacă din Dallas cu viteză mare și s-au întâmplat și accidente acolo. Dacă se poate, am vorbit și cu doamna viceprimar și mi-a spus că o să pună în discuția comisiei de specialitate respectiv acea cotă. Da, o să pun o copașă acolo pentru că astăzi am fost la ședința Consiliului Administrației, a trecut un tânăr pe lângă mine, de-am zis că și problema există și devine din ce în ce mai grav acolo. A trecut un tânăr, a trecut o mașină. Da. E bună, e o precizare necesară, dar nu suficientă ca să rezolvăm problema. Mulțumesc! Cu așa pe tânăr nu îl întâlnit, cu mașină poate da. Nu este acolo nici stâmb de trece de pieton, de vin de și acolo un semn cu vizualizare, rezolvă de patru ori. Eu zic bună ziua, domn primarul, domn vice, la doamne vice română și bună ziua la consilieri. Am o leacă de emoție că e prima, da. Luați-vă la... Nu trebuie, mai bine în picioare. Am și eu 3 probleme de ridicat. Eu am fost șofer la trustul de construcție industrial și în urmă când a venit Bacău, am lucrat și cu Bacău. Trebuie să spun și ani, ci... Nu. Când am venit în Onești, am stat pe aleea parcului. Acum stau pe Bulevardul Oitus, bloc 31, scara D, etajul 3. Domnule,
Noi cred că avem architect, nu? S-a spart perecii pe bulevardul Oituși. Că nu vorbim de blocurile care au făcut Bacău. Eu am cărat tot timpuleria. CPL, HTC-ul, contexte metalice, geamuri, și trei măgași. S-a spart pereții pe bulevardul Oituși. Pereții pe bulevardul Oituși, cintura e turnată pe zidărie. Nu-i cum a făcut Bacău cu penii, mă duceam și aduceam câte 5.000 de penii și băga acolo la BCA-ul de 2 metri înălțimit de spărțături între baie. Penii din ăla, pe urmă vine ăsta și scuipa acolo mortal. Eu nu uitam la construcții. Acum, pe bulevardul Oituși, cred că din blocul meu, nu știu dacă câte apartamente mai sunt, pereții caps, parchetul scos afară până la platforma aia. Dar platforma aia sunt plăci cu trei găuri ca să ia sunetul de la ăla să nu mă ciucănească în cap. Eu vorbesc ca șofer cum s-a construit blocurile. Acum, ce se întâmplă? S-au stricat pereți, s-au mărit bucătăriile, o să capcă marile, s-au mărit balcoanele, au făcut magazii pe care pe casa scărilor. Păi, mă, fraților, oare li stricăm toate ferească? Dumnezeu de un cutremur. Dar dacă este, e foarte gris, dacă mă numeresc și eu acolo. Dar primăria, arhitectul ăsta, ăla are autorizații să strice peretele? Nu are. Arhitectul stă pe fundul pe scaun, unul face ce vrea și la revedere. Ne uităm la ziua când e ziua de salari. Domnule, eu spun că eu am început pentru orașul ăsta. Din 68 și până la lovitura de stat care a fost de-a merge la pensie, am 23 de ani de când mână în pensie. Îs născut în 33. Dar vă spun o singur lucru. O leacă primăria și ia s-o leacă la treabă, domnule. Una. În al doilea rând, am plătit un taxiu, m-am dus de la Gura Băii până la Jevrema de Cantoare. Păi nu mai eu știu cât material am cărat la combinatele astea. Mă duceam noaptea, lăsam treaba, ziua de alimentam, pentru a doua zi mortal tot, plecam la temelia la Brașov, subiu cu mozaic de calcă, ca să nu facă scânteii la izocrenie. Acum nimic nu-i. Iurile alea în cauciuc, nimic. Termo 1, care l-am construit noi, nimic. Termo 2, auzam că vrea să dărâmi turnurile alea mari. Conducta care ducea la seră pe capul meu și noaptea inginerul Danilă și cu puteanul ăsta care era de la Bacău venit, a fost vicepreședinte, a lucrat pe el și la Bacău. Numai traversala aia stâlpie, cât muncă s-a dat la ei. Cef, nimic, o luat țigani, o făcut ce-o vrutit. Care e problema dumneavoastră? Cum? Care este problema dumneavoastră? În cazul dumneavoastră, care este? Cu blocul de aici sau cu celălalt termen? Nu, domnule! Domnul, de cazul matale, că ești prezent aici. Blocul aici! Nu e locul ăsta. Nu la termo. Lasă că... Domnule, aici vorbim... O leacă, domnule, mnară, ca și cum a dat. Nu, lasă, o leacă ce... Domnule, nu e nimic. Noi am stricat sub toții noștri. O venit democrația. Eu nu știu ce bună este. Pentru mine nu e bună. Noi, în plus, le trebuie să stăm cu mâna pe ea. O venit iorubenii, hai fraților, păi reduceți salariile acelea dacă vreți să dați înainte. Eu am dat înapoi. Mi-a plecat tineretul, o țară, oameni buni, o țară care își pierde tineretul.
mai bine să o ia dracul, nu rămân nimic din el. Vine și război, aproape, o lecuț. Vă spun eu, dacă nu e așa, o să spun, mă vedeți pe stradă, băi, prost o să vorbit o un cuvânt. Bun, termina și cu indusa, seara s-a secat, nu știu dacă mai e ceva din ea. Numai stâlpii de la seră și sârma de la câmpia turzii, care nu oxida, eu am cărat-o. Plecam noaptea când plecam vor ca să mă prindă irta. Și s-o distrus, nu știu ce, mai este, am să mă până la bucim, odată că toți s-au deja bani. Bun, terminăm cu asta. Domnul Lemnar, mă taiește aici. Când Umbrănescu, eu am lucrat la Umbrănescu după ce până au venit pensia. Și căram materiale de-a făceam șoseaua înspre Bacău, ca să băgăm pentru refugiu. Spune-mi și mie, de ce l-ați oprit pe ăla, la conduce? De ce l-ați oprit pe Umbrărescu să nu facă legătura între Rădeana, Bacău și Târgu Ocru? Până acolo a avut lucrare de bun. Până acolo a avut lucrare de făcut, nu până mai devreme, mai face. Alții spun, ăștia de la drumul și oamenii spune altfela, așa, vin cu lui spăta. Așa, trebuia să dea oameni. Noi suntem interesați și acum de capătura de 6 km de jumătate de făcut. Banca s-au pus de mers în acest sens, s-au pregătit și bani pentru, da, din motive care sunt în perioada ultimilor 4 ani de zile, s-a amânat lucrarea. Și este drumul în administrarea în continuare primăriei Mărești, deși statul român trebuie să repare cu ceva în scopul. Cine se ocupă cu cârpelerea, va fi aina asta mea putrădă, pui-o în cârpelă aici. Unde, unde? Cârpelă după segmentul ăla de acolo? Da. Păi sunt specialiști, domnul Citru Casiu. Care e bună specialiști? Nu, mai sunt de cincea la primărie, domnul. Și care e bună să fac și eu specialiști? Păi, poate spune cine sunt, absolut. Dar oricum, speranța dumneavoastră este ca așa mea, să se repare drumul. Domnule, mă, ta ai mașină? Eu acum circul cu microbusurile mele. Ce înseamnă nu mai ai grijă a bolanului. Ești un mare. Dom'le, nu te mai amendează. Da, asta-i vina primăriei Onești. Nu este vina primăriei Onești. Statul român, în 1997, a dat drumurile respective în administrarea municipiului Onești. Da. În acești ani, din 97 până acum, n-au fost în stare să facă nicio reparație pe drumurile naționale care străbat orașul nostru. Ascultați-mă ce vă spun. S-au reparat unii dintre ele, dar segmentul ăsta de acolo a rămas descoperit în 2008. Acolo s-a oprit lucrarea pentru că n-au mai fost anumite interese, dați-mi voi să vă spun, politice să se mai repare. Asta e problema. De la ajut. Nu știu dacă e până la ajut. Este impusă de beton de 25 de centimetri. Beton, puteți unuții. Drum strategic. Și la pot până la pot după drumul. Nu mă interesează. Că spui de război. Între plăcile de beton s-a turnat smoală. Deci iarna se strângi și vara se devastează. Bun, s-a făcut. A venit un brălesc cu pistiele, a pus asfalt, că se mâncață, că se făcut să le ciupie din betoane. Trebuie, domnule, să ia drumul să facă legătura, că l-a trozit pe cea, domnule. Mulțumim, domnule, domnule, mulțumim. Noi vom lua în considerare, vom lua în considerare solicitarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule. Cu multă plăcere. Iar compartimentul de la fond locativ va verifica scala blocului, să vedem dacă sunt reguli în toate aprobările. Altceva, dumneavoastră aveți mașină, eu nu am cam putut-o. Păi și câte bani? Aia de la stat sau care care e? Eu am reacționat. Da, domnule, domnule, domnule. Eu? Da. Stimați colegi, doar... Mulți înainte. Dar două vorbe. Mulți înainte. Dar două vorbe, dar îmi cer scuze, știu că e târziu, dar trebuie să... trag un semnal de alarmă pentru toată lumea și doamna Pascu, dacă puteți să mă ascultați, și doamna Țăranu, dacă puteți să mă ascultați, vă rog frumos, eu nu m-am întrebat niciodată. Două probleme. Una și nu e așa gravă. Rob Prescu, când ridică gunoaiele, urcă cu roțile pe toate trotuarele posibile. Nu știu, eu nu sunt inginer constructor, dacă cineva știe că trotuarele sunt calculate ca să suporte acele mașini de 20-30 de tone, înseamnă că e în regulă. Dar bordurile cred că sunt ale municipalității. Da? Și sunt stricate frecvent, cel puțin în zona școlii mele, cel puțin în zona Mal,
Deci dumneavoastră, ca să nu care prea mult butoaiele cu, să știu și cum se cheamă, cutiile alea, containerele lor, urcă mașinile strict pe trotuare, peste tot, în tot orașul. Și a doua problemă, și care consider eu că e foarte gravă, un semnal de alarmă pentru noi toți, este infracționalitatea pe timp de noapte. În zona malului, foarte multe persoane au fost tâlhărite. Foarte multe persoane mergeți în zonă, așa cum ne ducem acum, sau mai fost, prin campanii electorale. Haideți să vorbim cu toți. În toate zonele mai întunecoase din oraș, se întâmplă tâlhării, tot felul de indivizi certați cu legea. Pe bulevardul Oituz se practică cerșetoria într-un mod groaznic. Da? Cred că, domnule primar, să îndrăznim poate începând cu următoarea ședință, să facem ceva împreună, toți cei prezent, ca să scăpăm și de cerșetorii din jurul nostru, să scăpăm și de hoții de buzunare. Personal, n-am putut să filmez, dar vă spun, am văzut cum i s-a luat unui cetățean banii din mână de către un grup de țigănași, da, îmi cer scuze, eu nu folosesc cuvântul rom, da, un grup de țigănași care erau în prezența părinților, da, și când i-am spus ceva copilului, eu, nu știu dacă am făcut bine sau rău, ce ai, domnule, cu copilul meu? I-a smuls, efectiv, banii omului din mână acolo agricola și în zona aceea sunt foarte mulți care sunt pentru lucrul acesta. E adevărat, domnul Cristian, ați văzut și dumneavoastră, toți am văzut. Haideți să încercăm să facem ceva, vă rog frumos. Mulțumesc. Ce trebuie, domnul primar? Da, știu ce trebuie. Poliția locală, domnul. Până la poliția locală, cei care sunt îndreptuiți să facă ceea ce fac, să facă. N-am văzut niciun polițist, niciun jandarm. O să vină la raportul de sfârșit de an, cum au fost și anul. Dar și noi o să le mulțumim. Și noi o să mulțumim și toate celelalte după aceea. Nu sunt infractori, am auzit că nu sunt în zona Oneșului, așa s-a raportat anul trecut. Mulțumesc, domnul primar. Nu, domnule Nau a spus că orașul nostru e foarte liniștit și nu avem nevoie de poliție. Nu, dar trebuie să știți că poliția locală nu are competențe asupra astfel de fapte. Poliția locală are competențe să meargă, să stea, să vadă. Ordinea publică, dar nu furtă. Nu o să vină poliția judiciară, că nu mai sunt oameni, trebuie să înțelegem, degeaba îi acuzăm. Eu știu ce volum de muncă au. Așa este, aici are tot. Am văzut că Iașu, acum Consiliul Local Iașu a aprobat poliție locală călare. Dar, e fără adevărat ce spune dumneavoastră, nu poate să intervină polițistul ăsta. Munca de prevenție o face în toate categoriile Consiliului Local. Domnule, ne găsim suntem în măgar la grădina zoologică. Dacă o luăm așa, vă rugăm, campania electorală s-a terminat. Bun, dacă nu mai sunt alte discuții, declar închisă ședința de astăzi.